Salutare și bine ați revenit! Astăzi discutăm și dezbatem o problemă, o chestiune care frământă pe foarte multă lume de foarte mult timp. Ce înseamnă armă de asalt? Cu siguranță ați mai auzit expresia asta, pușcă de asalt, armă de asalt, armă de asalt românească, armă de asalt străină, americană, etc. Totuși, v-ați pus vreodată întrebarea dacă există definiția armei de asalt pe undeva? Aia vă tai o craca de sub picioare, vă spun de pe acum că nu există. Unde ar trebui să existe, dacă e să mă exprim eu, să-mi dau eu cu părerea, în legea armelor. Legea armelor 295/2004 ar trebui să fie o enciclopedie a armelor de foc și a domeniului armelor de foc. Adică să ai acolo, bă, arma asta, să ai o grămadă de definiții. Nu există definiția armei de asalt, definiția termenului de asalt, la fel nu există în lege. Ajungem și acolo imediat. Să existe tipuri de arme. Constant legea armelor să se actualizeze cu noile, cu modificările în plan tehnic, în plan logistic, în plan social apărute de pe o zi pe alta. Ar trebui găsit un mecanism juridic care să permită actualizarea legii. Ok, nu actualizarea anexei, ceva de genul, înțelegeți? Dar în fine, nu există. Și am dat o căutare pe Google, bineînțeles. Și am scris așa, și vă recomand și vouă să faceți la fel. Armă de asalt. Așa am scris pe Google. Și ce mi-a dat Google-ul? Primul rezultat. Wikipedia. Am intrat pe Wikipedia, după care am scris asalt definiție și m-a dus pe dex.ro. Bun. Reamintesc o chestiune. Ce scrie în legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă atunci când legea nu definește un termen de specialitate, un termen tehnic? Se folosește înțelesul din limba română a acelui termen. Cine dă înțelesul din limba română? Dicționarul explicativ al limbii române, Dex-ul. Dar hai să începem cu începutul. Am mers pe Wikipedia și am căutat să văd, am citit să văd ce scriu ăștia aici la pușcă de asalt. Ce spune Wikipedia? Pușca de asalt, în paranteză, denumită uneori și armă de asalt, virgulă, automat sau mai demult pușca automată, este principala armă de foc individuală a infanteriștilor din majoritatea armatelor contemporane. A fost utilizată pentru prima dată în CS, deosebit de pistol mitralier prin muniția utilizată și distanța de tragere maximă, în paranteză, bătaia. Iar de pușca mitralieră se deosebește prin dimensiuni și capacitatea magaziei, în paranteza încărcătorului. Ca orice pușcă automată, poate executa atât tragere în regim automat, arma utilizând energia direct colagată în principiu de funcționare. Definiție. Într-o definiție strictă, o armă de foc trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici. Deci se definește termenul de armă de foc. Mai jos, spune așa Wikipedia, armata SUA definește pușca de asalt ca fiind o armă de foc scurtă, știm ce înseamnă pe legea noastră, compactă, capabilă de a trage în mod selectiv cu cartușe de putere intermediară între, adică cartușe cu putere între cele utilizate de pistoalele mitralieră și cele utilizate la puștile standard. Deci așa definește armata SUA noțiunea, termenul de pușcă de asalt. Deci este o armă de foc scurtă. Ce înseamnă armă de foc scurtă în legislația pe 295 în România? Armă care are ori țeava lungă de până în 30 de centimetri, ori lungimea maximă de până în 60 de centimetri. Da? După care vine și definește arma lungă, ca fiind arma de foc care are ori țeava mai lungă de 30, ori lungimea totală mai mare de 60, ceea ce dă cu virgulă. Definiția armei scurte, armei lungi, este logică. Este corectă. Definiția armei scurte are o problemă. În loc, am mai spus-o și o repet, în locul acelei conjuncții subordonatoare sau, trebuia pusă conjuncția coordonatoare și. Și atunci vei foarte simplu. Știi că arma scurtă este arma care are țeava de până în 30 cm lungime și lungime totală de până în 60. Și rezolvai orice problemă. Nu mai existau probleme de astăzi. Dar revenim la oile noastre. Armata SUA definește pușca de asalt ca fiind o armă de foc scurtă. Adică, ce am spus mai devreme, compactă, capabilă să tragă în mod selectiv, adică îi trebuie selector de foc, cu cartușe cu putere între cele utilizate de pistoale mitralieră și cele utilizate la puștile standard. Ama, de pistoale mitralieră, aici intervin anumite, trebuie să intri mai mult în detalii,
Este vorba de cartușe de dimensiune medie, aș spune eu. Adică, pentru cei care au impresia că muniția folosită de Kalashnikov 762-39 este un cartuș, e formată din cartușe mari, nu. Alea sunt cartușe de dimensiune medie. Cartușe de dimensiune mică sunt cele folosite în pistoale, de regulă. Cartușe de dimensiune medie sunt 762-39, 5.6x45, 5.45 ori 45 sau câte ăla, în fine, 39 cât o fi, nu știu exact dimensiunea cariu, da? Cartușe de dimensiune mare avem, mi se pare că și 308-ul, dacă nu mă înșel, ar putea să mă corecteze cei care știu mai bine, dar eu aș merge pe ideea că și 308 este un cartuș de dimensiune medie. Cartușe de dimensiuni mari sunt 3006, 50BNG-ul, 12.7 ori 12.799, 38 Lapua Magnum, 300 Winchester Magnum. Na, astea. 308 e discutabil, dar îmi asum. Nu cunosc chiar atât de bine unde se încadrează. 7239 este un cartuș de dimensiune medie. Da? Să țineți minte. E. Și iată cum definește armata SUA. Bine, dar asta nu ne ajută pe noi cu absolut nimic, pentru că SUA are definiție pentru ei. Da? Nouă ne trebuie definiție pentru noi. Drept urmare, ne ducem la DEX. Să vedem ce spune DEX despre termenul de asalt. Ce înseamnă asalt? Asalt, asaltul, substantiv neutru. Atac militar, decisiv pentru cucerirea unui loc întărit, a unui obiectiv sau pentru a sparge rezistența inamicului. Și avem expresii, locuțiune verbală, a da asalt, a ataca, a năvăli, a lua cu asalt, a cuceri printr-un atac hotărător, acțiune sau luptă hotărâtă, asaltul împotriva analfabetismului. Oh. Luptă, exercițiu, întrecere de floretă. Din italianul asalto, italienescul asalto, scuze. Și avem toate definițiile, uite, e un termen militar avem în paranteză. Atac, iureș, năvală, năvălire, șturm, mai aveam încă o dată, termen militar. Atac violent cu caracter decisiv în cucerirea unui obiectiv. Deci este o acțiune asaltul. Drept urmare, expresia armă de asalt înseamnă armă folosită într-o acțiune. Într-o acțiune de atac. Putem noi să stabilim în această situație, în acest caz, poate de ASP-ul, poate, bine, legiuitorul ar putea, dar vreo instituție în situația asta, în care nu există o definiție clară a armei de asalt, își poate permite vreo instituție, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere moral, etic, să vină și să spună, domnule, asta e armă de asalt și asta nu e armă de asalt. Nu. Dacă ar face-o, ar da dovadă de o prostie imensurabilă. Și o încălcare a principiului, dacă legea nu distinge, nici noi nu distingem. Pentru că hai să fim realiști. Cine este DASP-ul? Pentru că, de ce? O să vă întrebați probabil ca o paranteză. De ce vorbesc despre DASP din nou? Pentru că în ultima perioadă, în primul rând, este instituția reprezentativă din domeniul armelor de foc și plus că de curând a apărut o știre de la Realitatea referitor la niște acuzații de luare de mită, trafic de influență și dare de mită pentru cineva de la Maramureș care voia să ocupe postul de adjunct, director adjunct la DASP și că, bă, tată, până la urmă, în ultima perioadă, DASP-ul a demonstrat că nu prea le are cu armele de foc. Au făcut o grămadă de gafe, mai ales în 2020 și ele au continuat. Bun. Deci, DASP-ul, dacă s-ar trezi ei deodată, așa, știi, să bagi un deget în nas și să iasă undeva pe ureche, să zică, bă, știi ceva, mă? Hai, mă, hai să facem o acțiune. Știi? Un plan de acțiune. Toate armele care sunt pe nu știu de care, astea sunt arme de asalt, sunt interzise. Pe baza căror principii? Că le luați voi, că deschideți de niște dosare penale și le trimiteți la expertiză criminalistică, păi vă dați seama, vă puneți toți posesorii de arme în cap și nu știu pe unde veți putea scoate cămașa, pentru că în situația aia și eu mă voi îndrepta împotriva voastră cu plângeri penale. Dar, în fine, sunt sigur că valoarea intelectuală nu este atât de mare în zona respectivă, astfel încât știi să ai și la pensie ăla care gândea cu altă parte anatomică a corpului, situată la capătul opus capului. Și
Deci, revenind, nimeni nu ar putea să vină și să spună, domnule, asta este armă de asalt. Drept urmare, în concluzie, vom aprecia în felul următor, că arma de asalt este orice armă care este folosită, orice armă de foc care este folosită într-o acțiune, într-un atac violent, da? Pentru a efectua, desfășura o acțiune. Da? Un pistol. Pistoalele de la noi din România, cele pentru uz civil, sunt toate semiautomate. Un pistol semiautomat poate să fie și revolver. Da? Bun. Voi folosi termenul general de pistoale. Dacă iei un pistol și cu ăla te duci și comiți nu știu ce faptă violentă, comiți un atac. Ataci o persoană cu un pistol. Acel pistol va fi o armă de asalt. Dacă iei o pușcă, indiferent că e cu alice, glonț, carabină, o pușcă, termenul general de pușcă, și comiți un atac cu acea pușcă, acea pușcă va fi prin faptul că ai implicat-o, că ai folosit-o în atac, se va fi considerată în acel caz și numai în acel caz armă de asalt. Kalashnikov și toate platformele de Kalashnikov sunt arme de asalt? Nu. Sunt arme de foc. Carabine semi-automate pentru uz civil, respectiv cu selector de foc semi și full auto pentru piața militară, pentru domeniul militar. Da? Bun. Este o armă de asalt? Nu. Dacă este folosită într-un atac, atunci arma folosită în acel atac va fi considerată doar ea armă de asalt. Ați înțeles, dragii mei? Dacă voi mai știți, ați mai găsit, cunoașteți alte locuri, ați mai văzut prin alte părți unde se vorbește despre arme de asalt, vă rog, lăsați-mi în comentarii jos. Și eu sunt dornic, sunt curios să citesc, să văd cum mai definește lumea, unde mai există expresii referitoare la armele de asalt. Eu am fost Broadheader și acesta a fost materialul video. Sper că este lămuritor, sper că vă ajută să înțelegeți un pic mai bine acest domeniu minunat al armelor de foc din România. Doamne ajută, numai bine și nu uitați, respectați legea armelor și nu numai. Ciao! My party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of it.